Da, nimă băți. Așa, hai ia. Eu, de exemplu, am 4 copii, adică primul copil care am avut așa oportunitatea să lucrez și să aduc copilul și la grădiniță. Părerea mea este că fac toate instituțiile cu așa oportunitate pentru părinți și pentru copii. Uneori, când nu ne ajunge bani, apușești și te gândești unde să iei și să le oferi. Este o ușurință pentru o mamă. Serviciu are și un venit are în plus. Copilul se dezvoltă altfel. Proiectul cu familie prietenoase, de fapt, este un avantaj mare și pentru părinți, și pentru angajați, și pentru angajator. Creează un mediu mai prietenos, mai aproape, care se dovedește că poate fi dezvoltat în paralel și cu o carieră și cu creșterea unui copil. UNFP, Fondul ONU pentru Populații, va continua să susțină guvernul și sectorul privat să extindem aceste practici la nivel național, ca femeile din Republica Moldova să rămână pe piața forței de muncă și în același timp să aibă numărul de copii doriți.